Stimați spectatori, bună seara. Este ora 8 și fără 21 de minute. Intrăm mai devreme în această seară cu emisiunea, pentru că evenimentele ne obligă să facem acest lucru. La această oră, televiziunea este aproape asediată. Sunt și grupuri de mineri, dar și cetățeni ai capitalei care se află în jurul televiziunii, scandând diferite lozinci și împotriva televiziunii, împotriva guvernului, împotriva parlamentului, împotriva președinției. Aș ruga acum regia să ne ofere caseta filmată. Ținem să precizăm că această casetă nu a fost montată, deci imaginile vi le prezentăm așa cum le-a înregistrat operatorul nostru. Regia, vă rog caseta. Stimați telespectatori, pe aceste imagini nu se vede, probabil o să înregistrăm puțin mai târziu, dar cu câteva minute în urmă, cei care apără televiziunea, garda televiziunii, au fost nevoiți să arunce cu petarde pentru a îndepărta pe cei care încercau să escaladeze gardul. Stimați telespectatori, o să vă prezentăm din nou imagini din jurul televiziunii. La această oră s-a dat foc la gardul viu al instituției noastre, al televiziunii. Se aruncă cu sticle incendiere. Ținem să vă spunem că suntem sprijiniți de unități ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne. O să vedeți acum niște imagini filmate la ora 19:45 de minute. Vă rog. Imagine. Auziți cum se trage cu petarde și cu gaze lacrimogene? O să ne scuzați că imaginele noastre sunt întunecate, dar este întuneric și afară, iar reflectoare nu avem. Eu de mult îi dădeam loc așa. Dar cu cartușe, nu așa. Răspunsul îl aveți acum pe ecran. Aceste imagini au fost filmate de colegul nostru, Cristian Pușcaș. În orice caz, subliniem încă o dată că ne simțim apărați. Se află alături de garda care apără televiziunea, trupe ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne. Stimați telespectatori, mi s-a transmis acum câteva secunde că în acest moment un camion este împins spre poarta de acces a televiziunii. Se va încerca probabil forțarea intrării.
în instituția noastră. De altfel o să vedeți imagini. Înainte de a da cuvântul domnului Mânzatu, îl rog să mă ierte. Va trebui să arătăm imagini de la noi, de la televiziune. Vă rog caseta. Uitați, stimați spectatori, vedeți focul pus la gardul televiziunii. Simți cum se stinge o viață, căci și planta este o ființă. Așadar continuă și de o parte și de cealaltă. Sparg poarta așa acum. Auziți, acela este camionul care se îndrepta spre poartă. După informațiile noastre, până la această oră nu a reușit nimeni să escaladeze gardul televiziunii și nici poarta nu a fost încă forțată. De o parte gaze lacrimogene, de cealaltă parte sticlă incendiară. Încă o dată o să vă rugăm să ne scuzați că imaginea este destul de întunecoasă, dar acestea sunt posibilitățile noastre de filmare. Cu aceste imagini se pot lipsi de orice fel de comentarii. S-ar putea ca acea flacără să fie cea pusă la Troița, dedicată în cinstea eroilor care au căzut în decembrie 1989. Ce pot să vă spun este că s-a încercat forțarea porții din poarta Dorobanți a televiziunii cu un excavator gigant.
Se pare că poarta a fost deteriorată, însă atacul, după câte știu, a fost respins. Acum, când vă transmit, acest excavator este izolat și incendiat. Acesta a fost, stimați spectatori, momentul în care a fost forțată poarta. De luptă. În orice caz, pe parcursul acestei seri, vă vom mai prezenta imagini, stimați telespectatori, în măsura în care operatorii noștri se vor putea apropia să înregistreze imagini. Acesta este momentul în care excavatorul a fost incendiat.
Da. Din ciclul Marine. Deci trebuie să te apuci și pe nimeni. La ce? Cu noi. Așa cum v-am promis, stimați telespectatori, revenim, având în vedere că echipele noastre sunt pe baricade în ceea ce privește situația care este în desfășurare în zona televiziunii. Spuneam, revenim cu imagini din care puteți trage concluzia limpede cât de tensionată este situația pe întreg perimetrul instituției noastre. Am încercat pentru a prezenta cât mai amănunțit și cât mai aproape de realitate, în măsura în care realitatea noaptea fără lumină și de la distanța de la care se filmează poate fi pusă în evidență. Spuneam, am încercat să vă prezentăm ce se întâmplă în zona cuprinsă între televiziune și piața aviatorilor, piață pe care acum o aveți în imagine, care este goală, câțiva răzleți demonstranții încă se află acolo. În jurul orei 12, trupele Ministerului de Interne care se aflau în interiorul televiziunii, în interiorul curții instituției noastre, au trecut la operațiuni de stradă pe baza unui plan prestabilit, operațiuni care au avut ca scop îndepărtarea totală a celor care asediau curtea și clădirea instituției. Operațiune care continuă și acum în zonele limitrofe instituției noastre. Deși informația nu este sigură, presupunem că la aceste operațiuni cărora le putem spune fără să greșim lupte de stradă, participă și unități ale Ministerului Apărării Naționale, unități dispuse în formație de luptă în imediata apropiere a perimetrului televiziunii.
după el, hai după el, hai după el! Bună seara, stimați telespectatori. Reluăm comunicatul guvernului pe care l-am difuzat într-una din emisiunile noastre anterioare. În acest comunicat se arată: ca urmare a faptelor deosebit de grave ce s-au petrecut și se petrec în București și în unele orașe din țară, în conformitate cu hotărârea Consiliului Suprem de Apărare din seara zilei de 25 septembrie 1991, luat următoarele măsuri. 1. Ridicarea capacității de luptă la comandamentele și unitățile militare de pe întreg teritoriul țării. 2. Distribuirea muniției de război tuturor subunităților care acționează pentru paza obiectivelor guvernamentale și publice, pentru a fi folosită în condițiile legale în caz de nevoie. 3. Redislocarea, potrivit necesităților de asigurare a protecției instituțiilor de stat, corespunzător situației create. 4. Punerea în stare de operativitate a sistemului de transmisiune al armatei. Asigurăm populația că armata își va face datoria pentru restabilirea și menținerea ordinii de drept, pentru continuarea procesului de democratizare și reformă în România. Precizăm că pentru atingerea acestor obiective există o perfectă conlucrare între Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne, Ministerul Transporturilor, RENEL și Ministerul Afacerilor Externe. Populației pașnice a Bucureștiului îi se cere să evite orice contact cu zonele afectate de dezordine, se spune în încheierea comunicatului primit din partea Guvernului României. Poliția Capitalei, contactată telefonic, ne-a comunicat că în prezent piața Universității este ocupată de circa 200 de persoane, din care jumătate mineri. Nu au fost semnalate acte de violență sau de huliganism pe teritoriul municipiului București, cu excepția zonei televiziunii. Agenția Națională de Știri Rompres transmite: un grup de mineri s-a deplasat în jurul orei 22 înspre Arcul de Triumf, dinspre Arcul de Triumf în piața Aviatorilor, pentru a-și aduna ortacii. Scopul grupării îl constituie, potrivit afirmațiilor acestora, inițierea unei acțiuni compacte în care să nu fie incluși manifestanți civili. Nu vrem să părem conduși de bucureșteni, vrem să se vadă că acțiunea este a noastră, a declarat unul dintre mineri. La intrarea în piața Aviatorilor dinspre Arcul de Triumf, manifestanții au format un baraj din navete cu sticle goale, forțând autovehiculele să oprească și obligându-i pe conducătorii acestora să scoată benzine din rezervoare pentru pregătirea de sticle incendiare. De la Radio București suntem informați că în jurul celor 24 va sosi o garnitură de 4 vagoane cu mineri în gara Băneasa, unde minerii care au fost în București își așteaptă liderul în vederea plecării. Ministerul Transporturilor ne-a comunicat că la această oră marea majoritate a minerilor veniți în București se află îmbarcați în 4 garnituri de tren în gara Băneasa. Sunt așteptate grupurile răzlețe din oraș pentru a începe deplasarea spre Valea Jiului. Biroul de presă al Ministerului de Interne informează. Cităm: luând act de unele afirmații formulate de domnul Băescu Petre în calitate de reprezentant al sindicatelor minerilor din Valea Jiului în fața adunării deputaților și prezentate în cadrul emisiunii Actualități din seara zilei de 26 septembrie anul curent a televiziunii române, precizăm următoarele. 1. Confruntările violente din data de 25 septembrie 1991 dintre demonstranți și forțele de ordine care asigurau paza și apărarea sediului guvernului s-au declanșat ca urmare directă a modului agresiv în care unele persoane au încercat să pătrundă ilegal în acest sediu. Riposta legitimă a unităților Ministerului de Interne a constituit consecința acestor atacuri și nu cauza lor, așa cum rezultă fără dubiu și din înregistrările filmate pe timpul incidentelor respective.
2. Din modul în care s-au derulat evenimentele din piața Universității și zonele adiacente în noaptea zilei de 25 spre 26 septembrie anul curent, reiese că distrugerile de la hotelul Intercontinental nu au fost săvârșite de mineri sau de forțele de ordine, ci de elemente neorganizate, persoane turbulente, care se aflau dispersate printre grupurile de mineri din acest perimetru. În concluzie, distrugerile la care a făcut referire domnul Băescu Petre exclud răspunderea organelor Ministerului de Interne, care au intervenit în zonă, acestea urmând să efectueze cercetări pentru identificarea autorilor, se spune în finalul comunicatului biroului de presă al Ministerului de Interne. În continuare, o telegramă de ultimă oră trimisă de agenția Rompres, sub titlul București în miez de noapte. Iată conținutul ei. Cu excepția zonei televiziunii, spațiul din centrul orașului în care s-au desfășurat dramaticele evenimente determinate de venirea minerilor, era liniștit în jurul miezului nopții. În dealul Mitropoliei, manifestanții s-au retras complet, clădirea Parlamentului fiind păzită de un detașament format din circa 100 de jandarmi și soldați. La Universitate, în schimb, erau prezenți aproape 2000 de oameni care ocupau carosabilul și zonele alăturate, dintre ei câteva sute fiind mineri. Unii dintre manifestanții care se aflau în acest moment în piața Universității aveau în mâini sticle cu băuturi alcoolice, fiind ușor de observat că nu puțin dintre ei poartă în mâini ciomege, bare de metal și alte obiecte contundente. În zona marcată de baricade, Teatrul Național, Banca Franco-Română, pătrundea la această oră un mare excavator care a fost plasat în mijlocul pieței. Dincolo de această zonă ocupată, măsurând câteva sute de metri, circulația mașinilor și a pietonilor se desfășura anormal. În Piața Romană nimic de semnalat, nu erau manifestanți, circulația fiind complet degajată. La fel și în Piața Victoriei, unde Palatul Guvernului este străjuit de taburi, în jurul cărora se văd numeroase grupuri de militari. La televiziune lucrurile erau extrem de încordate. Ciocnirile dintre manifestanți și forțele care apără această instituție, înregistrând cote înalte de tensiune. Trupele de jandarmi și militari trăgeau salve cu gaze lacrimogene, atmosfera fiind puternic infestată în timp ce se aud strigăte puternice. În Piața Aviatorilor, numeroși mineri și grupuri de bucureșteni se agită oprind mașinile pentru a le percheziționa și a le goli rezervoarele de benzină în încercarea de a fabrica muniție, adică sticle incendiare. Spre Arcul de Triumf s-au format de o parte și de alta a carosabilului pichete de mineri și alți manifestanți care supraveghează intrările și ieșirile pe acest drum. Evenimentele din București reflectate în mass media internațională. Postul american de televiziune CNN a transmis în direct următorul reportaj din București. Ziua a început cu furia minerilor, îndreptată împotriva creșterii prețurilor alimentelor. Ei cereau lichidarea comunismului și îndepărtarea lui Iliescu. Apoi au deturnat trenul spre București. Acolo au atacat Parlamentul și clădiri ale guvernului folosind drugi de metal și sticle incendiare, după ce au spart blocada poliției. Cel puțin 3 persoane au murit. Poliția s-a mobilizat pentru un contraatac folosind gaze lacrimogene pentru a-i respinge pe demonstranți. Luptele au continuat până noaptea târziu. Televiziunea Națională a anunțat că s-a făcut apel și la armată pentru împrăștierea demonstranților. Corespondentul UPI, Leeson Butler, ne transmite telefonic următoarele acum când în București este dimineață. Circa 10.000 de mineri încolonați se îndreaptă spre clădirea guvernului. Azi dimineața au sosit 2.000 de mineri și alte mii sunt în drum spre București. Încăierările de azi noapte au durat până la 2-3 dimineața. Unele magazine au fost devastate. Poliția antiteroristă a acționat în forță până în zori. Printre luptele de ieri, cea mai violentă, care a durat circa 3 ore, s-a dat în jurul clădirii guvernului între mineri și civili pe de o parte și poliția antiteroristă de cealaltă parte. România are o poziție economică mai dificilă decât celelalte țări est-comuniste. Premierul Petre Roman vrea să îndrepte țara spre o economie de piață liberă și, din această cauză, prețurile au crescut vertiginos. Inflația a atins o rată de aproape 300%, iar șomajul se extinde. Aceasta este cauza neliniștii sociale și a insatisfacției și cred că aceasta i-a adus ieri pe mineri la București, cu toate că venirea lor a fost neașteptată.
Cred că ieri guvernul a scăpat situația de sub control, ea devenind astfel anarhică. Guvernul a anunțat formarea unui nou cabinet de largă deschidere națională, cu toate că nu pot spune ce înseamnă asta. Deci cred că în prezent este destul de speriat.